De fapt, statele care sunt cele mai dezvoltate în lume au ajuns acolo datorită educației. În studiul dumneavoastră de voluntariat. Cel mai activ voluntar are omul ca fel. 30 ceva de grade vara afară, mai că dacă eram obosit, 2-3 metri săpam, găseam bucăți de amfori grecești. Ce ai face dacă ai fi ministru educației? Ori lupți, ori te dai într-o parte. De regulă la noi, cumva, rămâne educația, știți cum, cam ce rămâne de la alte domenii. Bursa care oferă statul este foarte mică. Cei mai buni studenți trebuie să aibă bursă adecvată. Unde nu e nici Dumnezeu nu șere, da? Lasă-l, el trebuie să-ți dea rezultat. Cum este asta un pic, cum te cheamă Ion Vasil? Păi să nu, băi, băiatul ăsta e bravo, are potențial. Parcă și noi întinerim când vedem că orașul are perspectivă. Harvard a făcut, Cambridge a făcut nu știu care, deci acolo este laborator de a face minuni. Nu, să demonstrezi că ești mai bun, trebuie să citești. Și universitatea din Cahul, eu vreau, îmi doresc ca să devină o universitate de top în țară. Haideți să facem reforma de peste un an, când ies eu la pensie. Salutare, prieteni, și bine ați venit la noul nostru proiect sau mini-serial, așa să-i spunem. Este vorba de o serie de interviuri cu o persoană mult acceptată pe acest canal. Văzută din alte, cu alți ochi sau din alte puncte de vedere, văzută ca om, ca familist, ca profesor, este vorba despre primarul municipiului Cahul, domnul Nicolae Dandeș. Bună ziua! Bună ziua! Seara deja! Domnule Dandeș, zilele astea, sâmbătă pe 5 decembrie, am sărbătorit Ziua Internațională a Voluntariatului. Spuneți-ne, dumneavoastră, cât de important considerați voluntariatul în societatea în care trăim astăzi? În primul rând, mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta pe mai multe teme. De fapt, sunt multe lucruri care este bine să fie cunoscute, cum gândim, cum ne raportăm la anumite subiecte importante în societate. Este adevărat că voluntariatul, așa și cum ați menționat, este și sărbătoare. De fapt, există un program național, există o legislație în acest domeniu. Vreau, în primul rând, să-i felicit pe toți voluntarii, pe toți cei care fac acest voluntariat. Unii poate nici nu-și dau seama că se numește voluntariat, fac o activitate frumoasă, plăcută și o satisfacție de la ceea ce fac. Vreau să menționez că este foarte important orice societate, orice stat dezvoltat, cu siguranță va acorda atenție și va încuraja formele de voluntariat la nivel local, în comunități sau la nivel de țară, pentru că sunt foarte multe probleme sau aspecte care este important să sensibilizăm societatea, oamenii, să fie mai dedicați, mai implicați în dezvoltarea oricărei comunități. Pentru mine acest fenomen, sigur, este cunoscut din experiența personală și vreau să spun că un mare, mare mulțumesc tuturor celor care din Cahul, voluntarii din municipiul nostru, care sunt implicați atât în instituții de învățământ sau în cadrul unor asociații obștești, prin activități pe care le desfășoară, spuneam, în mod mai organizat sau în mod organizat sau mai puțin. Și vreau să spun aici, este oricum foarte bine și voluntariatul are impact personal puternic asupra fiecărui care îl practică, indiferent de motivația reală pentru care îl practică. Sunt cazuri în care un tânăr pur și simplu este îndemnat de un coleg de-a lui să implice într-o activitate. Sunt cazuri care poate nu poate refuza un profesor de a se implica într-o activitate. Sunt cazuri în care așteaptă ca urmare a acestei activități poate să beneficieze de ceva sau poate își dorește să fie promovat, să iasă în atenție prin potențialul și capacitățile pe care le are. Dar povestiți-ne istoria dumneavoastră de voluntariat. Cum ați început sau dacă ați avut tangențe cu domeniul dat? Am avut mai multe experiențe, foarte multe în cadrul activității, atât începând de la perioada când am fost student și, respectiv, chiar până, zic eu, până astăzi, chiar fiind primar. Prima activitate și contact al meu cu această activitate care se numește voluntariatul a fost în momentul când eram student, atunci când la una din activitățile organizate de Centru Contact din Cahul am fost invitat să particip, având în vedere că o cunoșteam pe directoarea Centrului Contact, doamna Silvia Strelciuc, și respectiv am răspuns pozitiv, am spus cu drag mă implic în acea activitate și cumva a început așa să vină pofta mâncând asta. Era cred că prin 2001-2002, iar în 2003 deja
Mi-aduc aminte, am primit chiar o diplomă de la Consiliul Raional ca cel mai activ voluntar al Raionului Cahul. Și pentru mine a fost cumva motivant, a zis, uite, activitățile în care eram implicat, în primul rând le făceam din plăcere, am început să învăț foarte multe lucruri din aceste activități. Sigur că 20 de ani în urmă erau mai puține oportunități decât sunt acum, dar în același timp să recunosc, sincer, era un mai mare entuziasm, parcă, deci orică era altfel privit accesul la informații, era altfel privit asocierea. Noi chiar în Cahul, în municipiul Cahul, atunci existau zeci de, dacă mi-aduc aminte, cred că erau vreo 50 de organizații neguvernamentale și atunci când se organizau anumite activități, mese rotunde, conferințe, practic se selectau din cele care erau mai multe, se invitau 20-25 și apăreau chiar o discuție, dar de ce nu m-ați invitat și asta. Deci, uitați-vă cum a degradat pe de-o parte, zic eu așa, deci s-a slăbit, dacă vreți, puterea societății civile în Cahul, din această perspectivă de asociere. În același timp, organizațiile toate care erau, aveau foarte multe persoane care erau implicate, spuneam neapărat ca membri, dacă voluntari. Am fost implicat în mai multe conferințe și la nivel național și internațional, vizite de studiu în țară, psihotare. Eram cu colegi de-a mei care, deja după facultate, rămânând ca și cadru didactic la universitate, inclusiv în momentul când s-au demarat aceste discuții, dezbateri publice pentru elaborarea unei legi a voluntariatului în 2010. Și, respectiv, la acea perioadă am venit cu propuneri. Discuțiile erau, vreau să spun, foarte intense atunci legat de cum poate fi utilizată experiența de voluntar în, sau a putea fi calificată ca fiind experiență de muncă. Și vreau să spun că, din păcate, foarte mulți tineri și poate instituțiile statului nu fac suficient pentru a informa tinerii de această oportunitate și prevedere legală prin care experiența de voluntariat, dar un voluntariat care este documentat, mă refer la contract de voluntariat, certificat de voluntariat, trebuie să existe registre în acest sens și poate fi considerată experiență de muncă. În universități, iarăși din experiența didactică, spun, iarăși nu este valorificat acest lucru, pentru că prin experiența de voluntariat sau practica de voluntariat, mai ales într-un domeniu similar sau mai apropiat specializării pe care o ai, se atribuie un anumit număr de credite transferabile și atunci, sigur, la partea de acumulare a acestor credite pentru practica inițiere, practica de licență, deci contează la evaluare. Se organiza anual forumul național a organizațiilor neguvernamentale. Sunt că abia așteptam în fiecare an să organizeze acest forum național, pentru că veneam ca partea chiar delegată a unor ONG-uri din Cahul să participe la forum național și era o mândrie că, iată, eu reprezint Cahul sau reprezint regiunea de sud în aceste... Deci, sincer, spun, tot timpul am făcut-o cu entuziasm și mă bucur că această experiență voluntariat a continuat. Chiar dacă avem anumite proiecte în cadrul Asociației Obștești Dialog și Centrul Pro-Europa din cadrul universității, deci în care erau activități remunerate, erau incluse remunerări în cadrul proiectelor, dar marea majoritate erau pe bază obștești, adică bază voluntariat. Făceam lucrul ăsta din plăcere pentru că, spuneam încă o dată, urmăream acumularea de cunoștințe, cunoașterea unor persoane și crearea unor oportunități, inclusiv a proiecte de cercetare. Deci îți dedici o parte din timp, dar sigur că undeva ai o motivație care te conduce sau te împinge spre a-ți dedica timp și a face lucrurile ca să-ți placă și să ai rezultate. Acum Cahul e renumit pentru investițiile pe care le face în tineri. De ce alegeți să investiți ca primărie, ca primar, atât de mult în viitoarea generație care, iarăși, nu este garantat că va rămâne aici sau va continua studiile aici? Deci este cea mai bună investiție este în oameni și când spun în oameni, sunt foarte mulți învățați de-a lungul timpului care au argumentat și matematic investiția în tineret și perspectivele de dezvoltare și rolul pe care îl are în dezvoltarea unei comunități și în particular și a statului în general. Deci pentru Cahul, Cahul este un centru de tineret, este un centru cultural, un centru universitar și evident că în primul rând, poate apropierea mea ca vârstă de tineri, respectiv faptul că simt, înțeleg ce așteptări au ei, dar îmi doresc să fie un oraș al tinerilor, un oraș de perspectivă, un oraș cu oportunități și vreau să,
Sigur, să spun că sunt anumite activități, proiecte pe care le derulăm și anume mă refer la tot timpul am zis că una din priorități este să-i stimulăm, să-i apreciem pe cei mai buni. Am inițiat acea program și program de burse cu cel mai bun elev și cel mai bun student și din start, la momentul când l-am lansat, am spus că trebuie să fie existe bursa cel puțin la nivelul burselor de merit care se organizează la nivel național, 10.000, 12.000 de lei pentru elev și student, ca să-i motivăm, apreciem cei mai buni. Am promovat în cadrul Consiliului programe de acordare unor facilități fiscale pentru tineri care vor să lanseze, deschide afaceri. Deci încercăm să stimulăm colectivele artistice unde se implicați mulți copii, activitățile culturale. Deci toate acestea au ca... Vreau să văd o localitate în care există această viață, vitalitate, energie, entuziasm, care pot să-i însufle și să dea speranță, chiar vă spun, la persoane în vârstă. Nu odată am auzit din partea unor persoane mai în vârstă, când erau martori la niște activități dinamice cu tineret, uitați, deci parcă și noi întinerim, că vedem că orașul are perspectivă. Deci și atunci, sigur că pentru mine asta este o prioritate, spuneam, dar și faptul că din populația municipiului Cahul, demografic și statistic vorbind, tinerii, deci la 14 la 35 ani, sunt practic mai mult de o treime din populația localității. Evident că trebuie să lucrăm pentru ca acest segment al populației să se simtă comod aici. Și indiferent că va pleca mâine sau poimine sau peste jumătate de an, deci noi investim în formarea lui și sigur roadele le vom culege chiar și de piscotare, oricând va putea face ceva pentru comunitatea lui sau vom avea satisfacția că am investit în ceva frumos, în dezvoltarea lor personală. La vârsta pe care o aveți acum, dacă nu ați fi fost primar, ați făcut voluntariat? Cred că da, pentru că știți cum, la un moment dat, dacă e ca o boală, dacă îți place lucrul ăsta, dacă simți necesitatea de implicare, de echipă, de activități în care vezi rezultatele, indiferent de funcția pe care o ai, vei căuta mereu un mediu în care să organizezi ceva. Eu, chiar fiind și la universitate, mereu și în afara proiectelor care le aveam, încercam cu colegii cadrele didactice și spun hai să mergem, să vizităm acolo, să facem ce. Deci, cu siguranță aș fi făcut multe activități, proiecte care nu neapărat erau finanțate. Adică sunt inițiative și sunt multe lucruri frumoase care pot fi făcute. La noi în societate și probabil în societatea sau în statele post-sovietice este o problemă de percepție asupra vârstei a ceea ce se numește voluntariat. Adică, practic, voluntariat, marea majoritate asociază cu niște copii, niște elevi, niște tineri care sunt implicați în a susține sau asista organizarea unor activități. Nici de cum nu asociază că voluntar poți fi chiar și la 80 de ani, deși fiind în Statele Unite ale Americii, am mers la o organizație obștească, care era o organizație implicată în proiecte de protecție a mediului. Și surpriza mea, într-un fel, a fost când am intrat în acea organizație și erau vreo 6 doamne în vârstă și spuneau că noi suntem echipa de conducere a acestei asociații. Mă așteptam să fie niște tineri energici, care, în parte, dar erau doamne în vârstă care spuneau, iată, noi suntem pensionari, noi avem timp liber, respectiv, noi suntem cele care iubim și dorim să facem ceva pentru protecția mediului, sănătății noastre și am avut o surpriză, spuneam, plăcută, pentru că eu cumva plecam tot cu aceeași abordare, că doar tinerii fac voluntariat, cumva, și cred că trebuie deschis și aceste orizonturi și la noi. Sunt foarte mulți oameni de diferite vârste care la un moment dat au timp și ar putea să facă ceva util. Este adevărat că trebuie să existe niște organizatori, deci niște oameni cu inițiativă care spună haideți să facem asta și sunt sigur că vor fi foarte mulți oameni, indiferent de vârstă, care vor rezona cu aceste valori, interese și se vor asocia la aceste proiecte. Dar și acum, ca primar, funcția pe care o dețineți vă impune cumva să fiți un fel de voluntar non-stop? Da, deci pentru că primarul, spuneam, nu are contract de muncă, el este ales odată la 4 ani de către cetățeni și, credeți-mă, sunt foarte mulți, poate nu o să mă exprim poate corect, dar sunt foarte mulți oameni în diferite instituții de stat care, după modul cum sunt plătiți, este mai degrabă voluntariat. Mie îmi place ceea ce fac ca și primar și spuneam, cred că acum, dacă n-aș mai fi primar, probabil aș face foarte mult din ceea ce face primarul, doar că nu aș avea statutul ăsta de primar. Dar ca primar sunteți și admirat de foarte mulți tineri, semeni de mei cel puțin,
pentru ce valori credeți că vă apreciază ei? Nu știu, risc să fiu subiectiv. Probabil fiecare tânăr va vede sau cumva apreciază sau califică anumite lucruri regăsindu-se din perspectiva proprie sau educația sau cultura pe care o are sau informațiile pe care le are în a înțelege niște realități. Eu bănuiesc și cred, pentru că una din direcții probabil ar fi relația sau apropierea între noi, adică probabil mă văd mai aproape de ei ca și comunicare, ca și abordare, ca și viziune asupra realităților și ceea ce trebuie de făcut. Alt lucru, sper, deci să fie sinceritatea cu care discutăm, chiar oricând ne întâlnim despre teme care probabil cumva trec dincolo de protocol, da? Adică cumva este relația aceasta umană, se leagă, și poate un alt lucru, zic eu, perseverența și dedicația în responsabilitatea sau lucruri pe care îl fac. Și aici mi-aș dori ca acest lucru să-i însufle și să le cultiv, dacă vreți, aceste calități. Ei se bucură că au această deschidere, această prietenie și respectiv pot oricând să îmi spună pe atât o părere sau o întrebare și nu sunt, știți cum, redirecționați către altă persoană, dar există comunicare. Deci cred că din cauza accesibilității de comunicare, asta ar fi probabil un lucru cheie și care mi se pare important pentru primar și pentru administrație să nu fie undeva cocoțată și văzută doar pe la concerte sau o dată, două ori în an, dar oamenii trebuie să-i vadă partea comunității, să-i vadă implicați, să-i vadă alături, să-i vadă aproape și acum, mai ales în condițiile în care avem acces la tehnologii informaționale, deci la un click distanță să poți oricând să sesizezi sau să întrebi sau să fii în comunicare direct cu primarul sau cu oricare factor de decizie. Ați menționat că investiți foarte mult în tineri, dar ce așteptări vezi de la generația mea, de exemplu? Este așteptări, sigur, tot timpul sunt mari și sunt, indiferent din care parte, sunt mai mari decât probabil de posibilități. Dar ceea ce mi-aș dori eu de la toți tinerii din țara asta și nu doar de la cei din Cahul, este să aibă perseverența și dorința de cunoaștere, dorința de studiu, de a-și forma calități, competențe pentru formarea personalității. Deci asta, așteptarea am eu să investească în educație, să nu se lase descurajați de, la un moment dat, aceste greutăți. Poate lipsa perspectivei unui loc de muncă, poate greutățile financiare. O altă așteptare este, sunt foarte mulți tineri buni care, la un moment dat, trebuie asociați, trebuie să nimerească într-un anturaj sănătos în care se dezvoltă. Adică, dacă sunt tineri buni, trebuie, îndemnul meu este să se asocieze, să creeze echipe, asociații sau cluburi, grupuri de inițiative, așa încât să nu lase persoanele de treabă, adică să nimerească într-un anturaj deci așa, mai puțin sănătoase și să putem, practic, pierde o resursă care ar putea, sigur, să dezvolte potențialul direcționat sau să fie focalizat pe ceva frumos în societate. Și așteptările mele este să-și iubească localitatea, să-și iubească țara și să investească în lucrurile care au durată și viață mai mult decât ceea ce trăiește în prezent, dar pentru perspectiva lor, ca persoane și generațiilor viitoare. Să luăm o situație, un tânăr odată ce împlinește 18 ani vrea să se implice oarecum în lumea politică din țară sau din localitate. Care sunt pașii sau care sfaturi i-ați dat dumneavoastră? Este un domeniu destul de important și necesar în formarea culturii politice și educației civice a fiecărui cetățean. Și eu sper foarte mult că, în primul rând, fundamentarea trebuie să aibă loc în familie. Dar având în vedere că, din păcate, sunt foarte multe familii sau copii care cresc fără părinți sau cu un părinte, iar la rândul lor ei au mai puține cunoștințe în domeniul educației sau culturii politice, sistemului politic, atunci trebuie să vină școala în a acoperi acest gol. Iar dacă școala, fie că curriculum sau manuale sau, mă rog, timpul care se acordă acestor tematici importante actuale în societate, nu este, rămâne iarăși cumva pe unii profesori. Pentru că sunt situații când avem discipline, avem manuale bune, dar profesorii sau cei care predau aceste cursuri, din păcate, sunt mai puțin familiarizați cu lumea practică și aceste teme, din păcate, sunt foarte teoretizat prezentate și nu prezintă interes. Noi avem nevoie de tineri care să aibă această fundamentare, dacă vreți, de bază privind cultura politică,
pentru că ei la o dată ce împlinesc 18 ani au nevoie să aibă deja un tablou format, cunoștințe elementare ce înseamnă instituții statului, ce înseamnă partide politice, ce înseamnă relația cetățean, atribuții, responsabilități, obligații, drepturi și care sunt, sigur, instrumentele, instituțiile în stat care ne determină să, sigur, să avem un comportament sau altul, ne determină să respectăm anumite reguli, legi, cum sunt aleși, desemnați, numiți persoanele care răspund de viața unei comunități, a unei instituții sau chiar a țării. Deci, cred că trebuie să fie acordată mai multă spațiu și atenție în cadrul instituțiilor de învățământ, dar în mod particular i-aș îndemna să citească mai mult, i-aș îndemna să, să discute, să se întâlnească cu oameni care au experiență în domeniu, dar vis-a-vis de pașii sau decizia de a se implica în mod practic în politică, le-aș da un sfat să fie prudenți, să cântărească foarte bine acest lucru, pentru că aceste decizii sau acțiuni, ele rămân mereu în CV-ul și numai în CV-ul, în experiența lor și este bine să fie pregătite, argumentate, astfel încât să nu treacă dintr-o dezamăgire și ulterior să renunță de a se mai implica în acest domeniu. Respectiv, vedeți necesară o educație politică în școli? Este necesară o mai mare atenție, dar aici modul cum se numește eventual un curs sau în cadrul cursurilor existente, acordarea unei mai mari atenții pe concret niște teme, trebuie de văzut deja în curriculum, dar eu aș spune cel mai important, de fapt, este cadrul didactic care prezintă aceste lucruri. Adică, spuneam, astăzi există informații, există foarte multe realități, foarte multe exemple practice. Trebuie să aibă capacitatea de a prezenta, de a exemplifica, așa încât să le trezească acest interes de a înțelege că acesta este un lucru care ține de viață, nu este doar de profesie, deci ca și cetățean, indiferent de vârsta pe care s-o ai pe viitor sau domeniul care să-l practici, vei fi pus în situația sau, mă rog, vei avea acest drept de a alege, de a fi ales, de a te adresa pentru a soluționa o problemă într-o anumită instituție și este important să înțelegi cum funcționează ele atât ca instituții politice, relații politice în ceea ce se numește construcția unui stat de drept. Fiindcă suntem la acest subiect, la educație, și am vorbit și despre voluntariat, credeți că ar trebui să se includă voluntariatul în programa școlară, cum era, de exemplu, pe timpuri, pe vremurile sovietice, când ieșeau părinții bunei noștri la voluntariat, așa să spunem? Cred că trebuie, într-adevăr, de acordat mai mare atenție anume în școli, pentru că, de fapt, atunci când aud expresii genul iată, părinți că au fost nemulțumiți, că au ieșit copiii la plantat copaci și iată că cumva sunt exploatați sau alte lucruri, sunt lucruri care nu sunt corecte, pentru că, de fapt, părinții ar trebui să fie interesați, copiii să fie implicați în mai multe activități, nu doar să socializeze, dar și să facă ceva frumos, util pentru societate sau pentru instituția chiar în care activează. Și aici cred că trebuie iarăși măestria profesorilor de a identifica, de a gândi anumite idei sau anumite activități capabile să o facă din plăcere. Adică nu doar că, iată, am renunțat la o anumită lecție și, iată, implicăm activitate, deci să o facă din plăcere, să ajungă la conștiința lor și la convingerea că trebuie de făcut. Cumva să vină inițiativa, știți cum, de jos. În modul că va fi o temă, două sau trei, în cadrul unei discipline sau la ora de regenție. Deci, iarăși, vedeți cât de important este calitatea cadrului didactic, pentru că eu de fiecare dată am spus, iarăși vorbesc din experiență, este important și calitatea și ceea ce avem noi în societate este cumva reflectarea calității corpului profesoral. Pentru că uitați-vă când un student sau un elev spune, iată, eu am învățat asta de la profesorul X. Deci a luat un exemplu personal care l-a marcat toată viața. La rândul lui, el va fi cel care va promova acest exemplu frumos, va avea acest dar, dacă vreți, de a transmite și de a merge pe aceeași cale. Vreau să spun că este bine să fie, să zicem noi, instituționalizate sau reflectate, poate, în manual sau în aceste cursuri care există, pentru că observăm în societatea noastră, poate, tot mai rece, dacă vreți, și mă bucur când studenți, de exemplu, chiar din Cahul, de la specializarea asistență socială sau alte specializări de psihologie, au mers câțiva colegi împreună cu profesorii,
au vizitat anumite persoane sau familii în vârstă la domiciliu, au mers la instituții medicale, au văzut, deci ei deja, dacă vreți, se educă o anumită empatie, o anumită sensibilizare față de o anumită temă, deci nu este doar teorie, deci este vorba și de practică. Și deja există mai multe inițiative și discuții care sunt și la nivelul Uniunii Europene de a acorda mai multă atenție în sensul de a legifera sau de a aproba anumite documente cadru obligatorii pentru toate statele membre, ca să suplimenteze nu doar bugetele, dar și să gândească instrumente legale prin care să fie promovat și încurajat voluntariatul în instituțiile de învățământ, în societate în general. Și noi, ca autoritate locală, la fel, cred că chiar discutam zilele acestea în contextul Zilei Voluntariatului, că ar trebui să ne gândim să formăm și noi o echipă de voluntari și respectiv să implicăm în activități sau să ne ajute la implementarea unor proiecte pe care le are primăria. Există expresia sau ideea asta că dacă îi dai copilului o cantitate mare de activități, el nu va reuși să se ocupe cu ceva mai rău. Sunteți de acord sau nu cu acest lucru? Este adevărat. Eu din experiență iarăși vorbesc. Și fiind student, deci timpul meu era sigur în toate, foarte multe activități extracurriculare. Aveam timp pentru lectură sau pregătire de cursuri și efectiv deci eram încărcat ca programă. Deci cu cât mai multe activități, programe utile, extrașcolare, educative, deci de formare, vor fi implicați tinerii, cu atât probabilitatea ca ei să folosească inutil sau dăunător timpul va fi mai mic. Vorbind despre educația din Moldova la general, care sunt avantajele, care sunt punctele forte și punctele slabe ale acesteia? Fundamentul oricărei societăți, încă învățații antici spuneau, deci este investiția în educație și în special în educația tinerilor. De fapt, statele care sunt cele mai dezvoltate în lume au ajuns acolo datorită educației. Eu cred că Republica Moldova nu este o excepție de aceasta. Deseori se vorbește despre a investi într-un domeniu sau altul. O țară săracă, sau cel puțin bun, se fură foarte mult și de asta este săracă, dar nevalorificat potențialul chiar economic care îl are este datorită unei abordări poate incorrecte a sistemului educațional. Deci sistemul nostru educațional are și plusuri și minusuri din perspectiva moștenirii ca fiind țară ex-sovietică. Pe de o parte, curriculumul foarte încărcat și foarte multă informație, foarte mult conținut oferă practic la toate nivelele. În același timp există foarte multe aspecte practice deficitare. Adică nu există, să zicem așa, investiții în partea abordarea practică a învățământului. Și vă spun iarăși din exemplu personal, deci nu poți să obții o profesie sau să obții niște competențe bune sau chiar nu poți să îndrăgești, dacă vreți, o meserie dacă nu intri în esența practică acestea și lucrul ăsta trebuie făcut pe băncile facultății. Ne mai vorbim despre învățământ profesional sau licee specializat. La istorie poate nu aveam neapărat, nu dădeam mare importanță arheologiei, dar fiind student la istorie, până nu am avut practica arheologică și vreau să spun că văd practica arheologică la Galați, malul Dunării, erau aproape 30 ceva de grade vara afară, deci la 2-3 metri săpam pământ și găseam bucăți de amfore grecești vechi și când am început să găsesc aceste obiecte istorice de importanță, deci știți, mi-a creat un entuziasm, o dorință, deci numai dacă eram obosit, deci săpam să mai găsesc ceva, deci mi-a cultivat această entuziasm și cred că exact același lucru este în orice domeniu. Dacă reușești pe băncile facultății să oferi un anturaj, condiții practice pentru ca un student să îndrăgească acea meserie, cu siguranță integrarea lui pe piața muncii va fi mult mai ușoară. Sunt minusuri, că spuneam încă o dată, lipsa de dotare, infrastructură, abordarea aceasta practică lipsește sau este foarte redusă, bugetul, atenția din partea statului, ponderea în PIB a învățământului trebuie majorată, neatenția adecvată acordată din partea statului corespunzătoare pentru cadrele de dat și încă o dată spun cât de important este un
un dascăl bun și eu am aceeași convingere, un proverb japonez sau, mă rog, un zical, o învățătură japoneză este că decât 1000 de zile de studiu sau ore, deci mai bine o oră cu un profesor bun. Deci noi putem să introducem zeci de cursuri cu sute de credite, dar s-ar putea să avem cadre didactice slabe și respectiv asta va fi rezultatul sau produsul final care va ieși pe băncile, fie că este liceu sau fie că este facultate. Să presupunem că peste noapte deveniți ministru al educației. Care este primul și cel mai primordial lucru pe care îl întocmiți? Dacă aș fi ministrul educației, aș aborda, vorbind acum, da? Deci la etapa actuală, provocările care există în sistem acum, sau dacă vorbiți că mâine aș fi ministrul educației, acum m-aș bate pentru un buget. De regulă la noi, cumva rămâne educația, știți cum, cam ce rămâne de pe alte domenii sau cumva las că aici lucrurile merg cumva, să mă lupt pentru un buget mai mare în PIB, să consult și să fac un audit serios la toate instituțiile, în special de cercetare. Când spun auditul ăsta, mă refer nu doar la partea financiară, dar la tot ceea ce înseamnă proiecte cercetare, rezultatele cercetărilor și care idei, proiecte bune care stau undeva aruncate din cauza că nu au finanțare. Deci aceste proiecte care pot fi, nu știu, inovații mondiale sau cum vreți, descoperiri, dar care nu sunt finanțate. Deci mi-aș face o listă de proiecte de acest gen și aș căuta bani pentru realizarea lor. De asemenea, aș modifica codul educației, spuneam, în privința ceea ce înseamnă profilul sau, dacă vreți, statutul cadrului didactic universitar, criteriile. Aș avea o discuție cu toți rectorii în țară, respectiv din această perspectivă de modificare a cadrului legal. Consider că toate universitățile trebuie să nu se mulțumească la titulari. Mai sunt excepții, dar marea majoritate se reduc la personalul titular, deci cadrele didactice titulare, deci prea puțin invitați, eu înțeleg și comoditate și chestia financiară, dar o universitate trebuie să cunoască ce specialiști sunt cei mai buni pe piață, respectiv ei trebuie să fac tot efortul pentru a atrage în cadrul cursului ca profesor invitat, a plăti cu ora, deci ca să ofere la acei studenți cei mai buni oameni în față, pentru că o universitate prestigioasă nu este clădirea, sau cel puțin mulți ani în urmă, poate era clădirea sau câte cărți are sau cât de frumos arată, ci prin chiar universitățile prestigioase în lume, ci prin profesori, prin oameni, prin invitații, cei mai de vază sau cei mai buni specialiști în lume sau în Europa sau în țară, în anumit domeniu. Spuneam încă o dată, costă, dar educația este scumpă, respectiv produsul final va avea oameni care vor asimila tot ceea ce este mai bun de la cei care sunt mai buni pe piață. Deci, la un moment dat, eu astăzi mă uit în Republica Moldova și văd, de exemplu, specialiști foarte buni care îi cunosc pe anumite teme, pe anumite domenii și îi cunosc personal. Și spun, uite, ar fi bine ca tema în care ești cel mai bun să ai un curs ca profesor invitat sau câteva ore, să duci la facultatea cu tare, duci la facultatea cu tare, pentru că marea majoritate a universităților noi au multe specializări comune, da? Deci, păi niciodată nimeni nu mi-a propus. Înțelegeți? Adică el era de acord să ducă și câteva ore să le facă gratuit, doar din plăcerea de a transmite, pentru că asta este, ai un auditoriu de 100, de 200 de studenți, deci s-ar putea să vină un om care 20 de ani, și aici aș face ca ministru, aș face o radiografie, ce trebuie schimbat și la nivel de personal, pentru că eu, de exemplu, nu consider că o persoană care vine și face dictare 20 de ani, același lucru la catedră, dictează dintr-un caiet, deci merită să fie la catedră. Deci oamenii ăștia trebuie să se ocupe cu altceva. Deci aici trebuie să avem oameni care sunt la curent cu ce se publică la zi, sunt la curent cu inovațiile, cu dezvoltarea, cu realitățile într-un domeniu, nemai vorbind despre faptul că aș face o prioritate din proiectele de cercetare și cunoașterea limbilor străine, pentru că oportunitățile care sunt astăzi pe proiecte comune în cadrul programului european și altor programe de finanțare, din păcate, în Republica Moldova, foarte multe nu sunt valorificate din cauza că mulți din cadrele didactice și din profesori sunt unii mai în vârstă, care sunt foarte buni într-un anumit domeniu, dar nu au acces la multe piețe sau proiecte de cercetare din cauza necunoașterii limbilor străine. Deci, ca ministru, sigur spuneam, sunt
acțiuni care trebuie lovate în Parlament, promovate legi schimbate. Trebuie cunoscut realitățile în teritoriu, luptat corupția acolo există în sistemul educațional și ai promova, ai selecta pe cei mai buni. Eu, de exemplu, cred că și plec iarăși de la o convingere, cei mai buni studenți trebuie să aibă bursă adecvată. Să fie niște mecanisme, niște instrumente de a identifica, selecta pe cei mai buni și motiva. Și aici dau iar și exemplu personal. Am participat în cadrul programelor Burse de Merit, care și acum, dar și mai mulți ani în urmă, era una dintre și este unul din programele cele mai reprezentative de apreciere a celor mai buni studenți din țară. Și vreau să spun că, din păcate, prea puține instituții, învățământ, practic acest lucru de a le oferi niște burse sau alte modalități, beneficii celor mai buni, de a-i stimula și evidenția. Și când spun lucrul ăsta de bursă, mă refer nu la 500 sau la 700 de lei. Eu cred că cei mai buni studenți în țară trebuie susținuți cu o bursă consistentă. Chiar bursa Republicii sau președintelui 1000 și ceva de lei, nu consider că este suficient în condițiile în care... Dar care ar fi o sumă perfectă? Eu cred că acum poate risc, deci părerea cu toată subiectivitatea, care... Da, deci eu consider că ar trebui să existe cei mai buni studenți din țară să aibă o bursă, deci cu un la fel ca un salariu mediu pe economie. Deci, de ce spun lucrul ăsta? Salariul mediu acum e 7.000, cam așa. Până la. Da. Deci, și de ce spun? Acum o să spună mulți, păi uitează că studenți în țară. Păi, sigur, dar vorbim de faptul că vorbim cei mai buni, nu se dau pe ochi frumoși sau că e cunoscutul decanului sau e cunoscutul rectorului sau, că e, nu știu, favorizat. Deci trebuie un concurs foarte, foarte obiectiv, corect, de selectare. Și de ce spun lucrul ăsta? E foarte important că foarte mulți din tineri în țara asta, părinți sunt peste hotare. Deci ei își fac studiile aici. Ei trebuie să trăiască. Deci uitați, eu am studenți, cunosc studenți în Cahul care trăiesc în chirie, care la Cămin, deci trebuie să aibă cum să îmbraci, să-și cumpere o carte și mai departe. Adică bursa care oferă statul este foarte mică. Și spuneam, le dai o bursă, dacă vorbim spre minimă sau cui o dai la toți, sau cei care în funcție de medie, dar celor mai buni, deci eu zic că trebuie să aibă, pentru că posibilitatea, să aibă ceva mai mult. Și lucrul ăsta, cred în asta, pentru că eu, de exemplu, consider că ar fi o pârghie prin care acești tineri să acorde, cunosc tineri care lucrează, nu știu, și asta este bine, dar ar fi o formă de stimulare pentru, pe adevărat, pentru rezultate frumoase. Și așa cum la nivel de țară, spuneam, acest program este un program reprezentativ și eu vă spun că am fost selectat 2 ani ca bursier acestui program, în 2005 chiar o bursă de excelență am avut, adică practic mai sus decât gradul 1. Și, apropo, la ESEU a fost exact tema aceasta, ce ai face dacă ai fi ministrul educației, a fost, deci, practic, într-o aulă, într-o sală la Academia Studii Economice, au fost câteva sute de studenți din toată țara și am avut acest ESEU și spuneam încă o dată, practic, am avut acest rezultat cel mai bun pe țară. Tot ceea ce înseamnă dosarul, CV-ul și ESEU. Ce spun lucrul ăsta? Pentru mine a fost important la etapa aceea o formă de apreciere a rezultatelor mele, inclusiv activității, apropo, extracurriculare, ca voluntar. Aveam deja o carte publicată, deci participant la conferințe științifice, experiență pe proiecte, evident, reușita academică, media. Deci toate lucrurile astea cumva, deci a fost o recunoaștere și instituțională și eu cred că fiecare instituție ar vrea să scoată cei mai buni din potențialul pe care îl are să investească în tineri. Ați spus de faptul că mulți studenți, elevi trăiesc singuri cu părinți peste hotare. Eventual, mulți din acești studenți aleg să plece și ei peste hotarele țării. De ce credeți că există acest efect de emigrare al tinerilor? Nu, vedeți, eu cred că fiecare caz în parte. Cunosc foarte mulți chiar din foștii mei studenți care au plecat chiar în timpul studiilor au plecat. Sunt studenți care au plecat, deci după licență au plecat, mă rog, peste hotare. Cei care absolvă liceul și pleacă la studii la licență peste hotare. Sunt, spuneam, cu atât mai multe motive. Sunt, din experiență vorbesc acum, exemple care le cunosc concret.
Cunosc tineri care au plecat din cauza că familia era plecată cu psihotare, de exemplu în Germania. Deci ei au plecat la o bursă să-și fac studii în Germania, să fie mai aproape de părinți. Cunosc persoane care au plecat datorită faptului că spuneau, iată, dacă voi absolvi o instituție de învățământ într-o țară X sau Y, deci voi avea mai multe oportunități de a mă angaja sau sună mai frumos, mai ceva în CV-ul, da? Deși garanția sau, zicem așa, oportunități care se deschid pe piața muncii în țara respectivă nu sunt chiar așa de simple pentru a putea să te integrezi la nivelul specializării pe care o obții. Poate fi vorba despre căutarea unor și așa, sigur, locuri de muncă mai bine plătite. Neîncrederea în sistemul și în calitatea sistemului educațional de la noi. Când spun neîncrederea, observ, și așa, poate corupția, poate văd profesori slabi, poate atractivitatea modului prin care se predă, dotarea infrastructurii, pentru că dacă se duce într-un cămin care nu sunt condiții, la o universitate care nu sunt condiții, evident că și-ar dori să fac studiile într-o universitate în care în campus universitar ai și sală de sport, și bibliotecă, și sală de gimnastică, și cinema, și toate oportunitățile. Deci lucrurile astea sunt complexe și de aceea eu nu i-aș judeca acum pe cei care pleacă. Ceea ce aș spune este că să înțeleagă corect că odată a plecat într-o țară la studii, trebuie să investească și să facă tot posibilul pentru ca să valorifice toate oportunitățile care există acolo și ideal noi ne-am dorit ca țară, evident, să se întoarcă înapoi și să aducă o plus valoare. Dumneavoastră aveți experiență de studii și în afara țării. Cum ați comparat, de exemplu, viața din SUA, pentru că ați avut experiență acolo, cu viața educațională din Moldova? Deci, nu numai în Statele Unite ale Americii, am avut mai multe studii, stagii, conferințe, vizite de studii în mai multe țări. Vreau să spun că sistemul educațional la mai multor țări, iarăși, dacă prin comparație, ce este bine, ce este... Deci, ce trebuie să facem noi? Profesorul trebuie să aibă o autonomie mai mare. De exemplu, niciodată nu mi-a plăcut, nu știu, nu mi-a plăcut birocrația aceasta, să completez tot felul de dări de seamă, rapoarte, jurnale. Deci așa e natura mea. La adică, profesori, vă referiți? Profesori, exact, da. Sau că asta poți să faci sau nu. Deci, așa cum, din păcate, nu este respectată la noi autonomia universitară, deși garantată prin Constituție, ca și autonomia locală, apropo, a autorităților locale. Deci, așa și profesorul. Deci, profesorul, instituția trebuie să pună filtre până la ajunge la catedră. Dar în momentul în care a ajuns la catedră, i-a dat catedra pe cursul respectiv, lasă-l, el trebuie să-ți dea rezultate. Metoda, cum, deci, iată, atunci când profesorul o să știe că el este stăpân pe, dar nu vine și la catedră, să spună, ia că dumneavoastră trebuie să faceți așa, că așa e în planul studii, sau dumneavoastră trebuie să faceți așa, oricare secretar. Deci, înțelegeți, nu spun acum, sunt oameni care trebuie să completeze hârtii, sunt oameni care trebuie să predici. Da, trebuie să gândea, să încurajeze gândirea și să explice, da? Și la acest capitol, ceea ce diferă în țările occidentale, se încurajează gândirea critică, studiul, autodidact. Da, deci profesorul dă o listă bibliografică, nu de două conspecte într-un caiet, da? Care se face evaluarea la facultate. Dar, deci dă o listă de bibliografică obligatorie, o listă cu cărți, publicații periodice, listă opțională, care iarăși pe câteva pagini. Și tu, ca să te impui sau să demonstrezi că ești mai bun, trebuie să citești. Fără să spun neapărat profesorul. Ai o grupă, o clasă de 300 de oameni. Deci tu trebuie să te impui acolo. Eu deseori făceam gluma asta, zic că aveam 20 studenți și nu știu dacă reușeam să-i rețin pe nume, pe fiecare. Și spuneam, zic că asta e problema voastră, fraților. Deci voi trebuie să mă faceți, impresionați cumva, să faceți ceva ca cumva să te distingi de ceilalți. Și eu să spun, cum stai un pic, cum te cheamă Ion Vasile? Păi să numit, băi, băiatul ăsta e brav, are potențial. Știți? Dar închipiți-vă că n-ați 300. Deci trebuie să dai din coate ca să arăți că ești unul din primii, din 300. Deci atunci spui, cum poți să te evidențiezi? Prin ceva trebuie să arăți, când profesorul întreabă într-o sală 200 de oameni, ce părere aveți despre una, despre alta, să-i expun 10-20 și deci tu trebuie să dai seama că ori citești mult și acolo când începi să vorbești, să uite celălalt toți gura căscată, uite voi și scoate asta din transul, dar pentru asta trebuie să cunoști, da? Pentru asta trebuie să cauți ceva care să-l împrevede. Și când un profesor de talie, laureat a premiului Nobel, zice și, să știi că
Deci este, cum să spun, din start ți-a pus steluța că tu cumva așa mai... Și atunci este sigur o competiție. Deci când nu este competiție, când toți sunt într-o oală, când cumva faptul că citesc eu 10 cărți și așa, l-au citit 3 pasaje într-un conspect, da? Și cumva, știți cum, a ieșit și el și a spus poezia lui, a ieșit eu și am început să spun că am citit și asta și vorba ce e cam aceeași evaluare. Deci eu nu mă consider corect tratat în raport cu persoana respectivă. Iată, asta e diferența. Spuneam, libertatea de practică, deci într-adevăr dotarea laboratoarelor. Am fost la câteva universități care, evident, vorbeam despre bibliotecă atunci. Ori acum accesul la bază de date electronice, deja dispare această diferență. Deci vă spun, chiar tot ceea ce sunt în marile biblioteci din lumea asta, se pune pe suport digital, scanate și evident, ca să ai acces la aceste bază de date, universitatea trebuie să plătească. Universitatea din Cahul sau din Moldova, puțin universități își permit să achite accesul la sute de bază de date, da? Deci, dar cele care sunt pe specializări bază de date cheie, trebuie în momentul în care ai plătit, trebuie să fie valorificat. Iar când te uiți la numărul de utilizatori care au accesat această bază de date și este 1, 2, 3, 4, 5 luni, deci îți dai seama că universitatea cheltuie niște bani, dar și necunoașterea limbilor străine, lipsa de interes și multe, multe altele. Deci, adică este un pachet complex și în care eu cred că asta este provocarea noastră ca țară mică, dar și avem foarte multe plusuri și avantaje în care trebuie, cum să spun, specializată, identificată nișa fiecare instituție sau în țara noastră și universitatea din Cahul, eu vreau, îmi doresc ca să devină o universitate de top în țară și spuneam, avem toate ingredientele pentru asta. Trebuie dorință și nu odată am spus că va trebui ceea ce îmi doresc și viziunea pe care o am să o punem treptat în practic conducerea universității pentru a identifica 2-3 specializări și în care, băi, obiectivul este în 2-3 ani să fim cei mai buni în specializarea asta în țară. Deci pentru că, sigur, nu ai dotarea umană, tehnică, de altă natură în care să poți pe toate fronturile să lupți. Dar dacă este o specializare în care ai un nucleu de oameni cu aceeași motivații, capacități, deci astăzi poate de avansat și de pregătit specialiști de top. Eu mi-aș dori la Cahul o școală de liderism, o școală de elită, folosesc nu doar pentru regiunea Sud, o școală în țară, o școală națională, pentru că, de regulă, aceste instituții pe care am cercetat o perioadă cam astfel de puncte în lumea asta și sunt școli renumite. Deci nu sunt în capitale, sunt la un moment dat chiar în zone așa mai periferice. În acest program, în primul rând, să selectez cei mai buni. A doilea, deci deja ai materia primă pregătită și respectiv să poți să zicem așa, să investești în invitarea profesorului și altul. Și încă un gând care vreau să... La un moment dat există în societate la noi, uitați-vă, că dacă a făcut Harvard, a făcut Cambridge, a făcut nu știu care, deci acolo este laborator de a face minuni. Nu. Deci există câteva ingrediente aici. Pe de o parte selectez și asta este, cum să spun, rețeta. Deci în primul rând, materia primă. Au criterii mai riguroase de selectare, adică ia pe cei mai buni. Adică, vă dați seama, materia primă contează, da? Dacă ar fi luat oricare student și care ar fi vrut să ar dus acolo, evident că puteți să invit măcar să fie toți laureați a premiului Nobel profesori, că unde nu e nici Dumnezeu nu șere, da? Deci, practic, deci nu ar fi avut. În momentul în care îi selectez pe cei mai buni și, practic, îi pune, știți cum, valoare adăugată și îi pune ștampilă. Îi pune eticheta absolvent și mai departe. Deci, ăsta este farmecul și ideea care o înțeles eu și asta. Deci, e un brand, da? E un brand în care acel student, el în sine este o valoare dacă ajunge acolo, înțelegeți? Adică, practic, oportunitățile și profesorii și cadrul în sine și toate, dacă vreți, confortul și tot ceea ce înseamnă accesibilitatea la informații și la resurse acolo, deci îi deschide orizonturi largi, dar asta e elementul primordial, deci este filtru și dorința de, și concurență puternică. Ori lupți, ori te dai într-o parte, da? Și în cazul acela când nimeresc cei mai buni, deci acolo este o luptă între cei mai buni și evident că toți învață unul de la altul. Înțelegeți? Și probabilitatea că el timp de 3-4 ani să devină un produs într-adevăr cizelat, crescut și investit într-însul este foarte, foarte, foarte mare.
De aceea există deja momentul în care are ștampila, nu este meritul neapărat acelei instituții. Primul merit este părința și educația lui până acolo. Da? Deci al doilea este motivația și dorința de a intra în luptă. Pentru că intră în luptă, spuneam cu atât, nu poți cu a învăța două, trei poezii, să faci față până, deci este lectură, lectură, trebuie să ai voința lui Eliade, de lectură câte o carte pe zi. Deci numai așa poți să faci față concurență într-o lume, spuneam, în acest mediu, care este, sigur, necruțător dacă vrei să ajungi în top. Dar Japonia știu că adoptează așa un sistem la teza de licență, elevilor, studenților le se dă un proiect practic de întocmit, o chestie inginerească, ceva nou de introdus pe piață. Cum vedeți această soluție? Nu este doar Japonia. De fapt, în lume se consideră Japonia, Suedia, considerate unele dintre cele mai puternice sisteme educaționale din lume și elementele cheie a acestor sisteme sunt spuneam, investițiile în calitatea cadrelor didactice, pe de o parte, și a doilea este selectarea sau prioritizarea, dacă vreți, conținutul sau modul cum sunt construite curriculum, da? Deși programele de studiu. Și faptul că abordarea practică, deși este o necesitate, cu atât mai mult nu poți să faci pe hârtie doar fără practică în specializare genul inginerii. E vorba despre aplicarea resurselor și cercetării, de asta piața muncii este interesată de instituțiile, de a sta cu ochii pe instituții, care studentul de la ieșirea de pe băncile facultății este, cum să spun, pregătit pentru a intra în pâinii de a doua zi. Deci nu se investească încă ani de zile de a-l aduce la înțelegerea practică a acestor procese. Și de aceea baza tehnico-materială este foarte necesară. Tezele care se fac să nu fie teoretice, într-adevăr, să fie nu câte 100 de pagini, să fie 5, dar care să producă ceva util, necesar, adică să nu se pierdă una din miile de teze pe care le facem și nu le mai citește nimeni. Nu mai zic de câte reușesc a fi verificate, plagiat sau așa mai departe. Deci să fie mai puțin, dar să fie concret, să identifici, să fie produs tot pe care să te mândrești. Nu mai zic să pretinzi la o invenție sau un brevet de autor. Adică, iată, aceasta este maniera și spuneam că este vorba despre teză de an, că vorba despre teză de licență. Deci, este nevoie de abordat teme practice și în sensul ăsta, vreau să spun, nu majoritate, practic toți studenții noștri care își fac studii de psihotare, deci profesori, cunosc profesori la multe universități de psihotare, care în momentul în care vin moldoveni sau nu contează, români, ucraineni sau bulgari sau nu contează, din altă parte a lumii, ei le îndeamnă să își iau o temă de cercetare, o temă care vizează raporturile sau realitățile din țara lor. Deci în felul ăsta, mediul academic sau comunitatea științifică respectivă, deci, pe lângă faptul că intră în posesia unor informații despre țara dată și în felul ăsta își îmbogățesc și ei cunoașterea despre mai departe, determină ca, într-un fel, ei să aibă acces la informații și să poată să facă și această abordare practică. Adică, după aceea, teza respectivă, să poți cumva să vii cu o propunere către chiar țara ta de baștină și să vezi cum o implementezi. Vorbim despre o reformă a educației. Credeți că elevii și studenții care sunt zi de zi în acest sistem ar trebui să participe la întocmirea acestei reforme? În cazul educației, nu doar elevii, adică vorbim despre educație în ansamblu. Dacă abordezi o temă, țin de învățământul primar, e bine să discuți cu cadrele care didactice care activează acolo. Dacă vorbim despre etapa gimnazială sau liceală, este bine ca elevii să fie consultați. Și de ce spun consultați? Pentru că consultarea deseori este privită ca de bifă, pentru că așa prevede legea. Sau dă bine că iată, i-am consultat. Nu, consultarea trebuie să aibă această, dacă vreți, expertiză. Contează și maniera în care se face. Este una să chem 10 elevi, să-i întrebi și cred de elevii și să consider că ei sunt reprezentativi și este alta când faci o consultare cât mai largă și apoi n-au decât experți să sistematizeze toate propunerile, să vadă, s-ar putea la un singur elev în țara asta să vină o idee care celălalt nu s-a gândit. Da? Adică nu trebuie de ignorat sau subestimat oricare input informațional sau oricare idee care poate să genereze o plus valoare. Și lucrul ăsta, spuneam, în domeniul educației, e important să fie, știți cum, depinde și cine analizează sau dacă cei a cărora se răsfrânge reforma cumva sunt parte a procesului decizional. Sunt și plusuri și minusuri. Sistemul sau cei care lucrează în sistem sunt cei care se opun
și trebuie privit din toate perspectivele, de văzut argumentele, contraargumente și atunci o echipă, dacă vreți așa, imparțială sau cumva neutră ca impact asupra acestei reforme, trebuie să privească și la un moment dat trebuie să fim poate mai puțin, știți cum, meticuloși sau birocrați în detalii, chiar în țările civilizate, se face așa și așa și neapărat facem copy-paste la anumite reforme. Nu, dați să facem excepție. Astăzi ne trebuie să punem un curs obligatoriu în cadrul curriculum pentru că, nu știu, observăm că lumea nu știe ce înseamnă alegeri. Ca exemplu, da? Înseamnă că trebuie să punem un curs care ține de cultură politică sau de politologie, să mărim numărul de ore sau nu știu care. Deci asta înseamnă că ai nevoie de un anumit număr de cadre didactice care sunt pregătiți spre dea cursul ăsta. Asta înseamnă că cumva trebuie cineva recalificat sau reprofilat și multe, multe alte lucruri. Deci eu cred că consultarea este necesară. Când vorbim despre o reformă în țară, sigur cineva, orice reformă, presupune cineva are diferit într-un fel sau alt. Deci adică trebuie să asumi, mă refer la deci, clasa politică, în cazul dat, că e ministrul educației, că sunt parlamentul, că deputații, deci guvernul, trebuie să-și asumi, dar trebuie să aibă pe masă toate argumentele. Și atunci trebuie să vadă dacă trebuie să pierdem din sistem 10 cadre didactice, dar va avea efect asupra calității procesului educațional, hai dat să fim oameni, că la noi se spune așa, hai dat să facem reforma, dar peste un an, când ies eu la pensie, da? Sau dat să facem reforma, dar să o aplicăm numai iată acolo, cumva și mai departe. Și unii sunt efectiv prostiți așa, sau restul de unii, fără a-și dea seama că sunt puși și iarăși închei un exemplu, chiar și ca să mă înțelegeți corect, din administrația locală. Deci dacă cineva spunea despre faptul că ar trebui de discutat despre atribuțiile primarului, da? Și spun cum aș fi eu ca primar, siguranță probabil nu m-aș expune asupra adăugării sau excluderii unor atribuții, dacă este să interesul meu, da? Înțelegeți cum? Adică pot să fiu risc să fiu subiectiv, dar trebuie argumentat tot și discutat public, pentru că s-ar putea, spuneam, cei care sunt în sistem să fie conservatori, să fie cei care se opun, dar restul societății, din experiența personală, poate unii să spună, iată acolo, este problema, respectiv trebuie să luați decizia așa cum e mai important pentru țară sau presupune interes strategic. Acum, pe final, cum sunt tinerii din Cahul? Eu mă consider tânăr, chiar dacă un pic am trecut peste partea limita legală, deci eu mă mândresc cu tinerii pe care avem în localitatea noastră. Cel mai important, mă bucur că organizațiile tineret, așa cum este Asociația Perspectiva, așa cum este Centrul Contact, sau alte asociații care sunt în parteneri cu noi la implementarea diferitor proiecte, reușesc să valorifice un potențial imens al tinerilor din Cahul. Toate proiectele pe care le propunem noi, nu contează, că este vorba despre infrastructură sau alte lucruri, obiectivele de viitor, în mare parte au beneficiari tinerii, pentru că, spuneam, municipiul Cahul este un oraș în creștere, este un oraș în dezvoltare și investiția în instituțiile educaționale și în acest potențial îi dă orașului o perspectivă imensă. Dar ceea ce îmi place, poate cel mai mult, este această entuziasm și dorința de a face ceva. Și atunci când văd acea sinceritate, dacă vreți, acea dragoste în ochii lor de a fi implicați, de a face ceva, deci acea dorință sinceră de a face ceva, deci pentru mine este o sursă de motivație și, așa cum spunea într-o lucrare cunoscută a lui Abraham Maslow despre motivație și personalitate, deci este, trebuie să identificăm acele necesități ale tinerilor pentru ca ei să fie antrenați la capacitatea lor maximă și toată dorința, entuziasmul și voința de schimbare și dezvoltare să și-l vadă cu succes aici și să aibă toată susținerea din partea comunității pentru ca ei să-și vadă viitor acasă, aici în Cahul, în Republica Moldova. Super! Domnul primar, noi vă mulțumim! Noi urmează să discutăm și alte subiecte cu domnul primar, de aceea fiți cu noi pentru următoarele episoade și noi vă spunem la revedere! Și eu azi, băi, știi cum, acum și vreau să...